Bun găsit la o nouă emisiune, Raportul de Gardă Live. Sunt Adriana Poată, editor raportuldegardă.ro, iar alături de mine se află doamna Mihaela Cioană, președinte al Fundației Renașterea. Bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumim tare mult că sunteți alături de noi. Doamna dr. Polixenia Iorga, medic-oncolog în cadrul Spitalului Universitar de Urgență București. Bună seara și mulțumim că sunteți aici. Bună seara și eu mulțumesc frumos pentru invitație. Și domnul doctor Marius Ciantă, președinte al Centrului pentru Inovație în Medicină. Bună seara, domnule doctor! Bună seara! Discutăm astăzi despre prioritizarea cancerului pulmonar în sistemul de sănătate din România. Înainte de a trece la discuția propriu-zisă, propun să ascultăm mesajul doamnei conferențiar Diana Loreta Păun pe această temă. Bună ziua tuturor! Stimați organizatori, distinși invitați, vă mulțumesc pentru invitația de a participa din partea administrației prezidențiale la dialogul online privind oncologia, organizat de Fundația Renașterea. În diagnosticarea și tratarea afecțiunilor oncologice, educarea și conștientizarea sunt demersuri critice pentru prevenirea și depistarea promptă a bolii, permițând decizii de tratament precise și informate. În acest context, permiteți-mi să felicit organizatorii pentru efortul consecvent de a asigura o platformă de dialog privind provocările cu care se confruntă pacientul oncologic, dar și pentru acțiunile continue de informare și conștientizare a importanței prevenției și combaterii cancerului. O dezbatere onestă și constructivă privind viitorul managementului pacientului oncologic este mai mult decât binevenită acum, considerând în special circumstanțele extraordinare în care ne aflăm. Așa cum știm cu toții, țara noastră înregistrează deficiențe în ceea ce privește rata de supraviețuire a bolnavilor de cancer. Una dintre cauze fiind faptul că boala este depistată când deja se află într-un stadiu avansat. În acest context, administrația prezidențială susține demersurile societății civile și ale profesioniștilor din sănătate și reiterează necesitatea asumării unei viziuni integrate în oncologie, a unei perspective multidisciplinare în gestionarea patologiei oncologice, care să includă un set de măsuri personalizate pacientului, specifice acestuia, cuprinzând depistare precoce, profilaxie, acces la tratament și îmbunătățirea calității vieții. Direcția pe care trebuie să o urmăm este, fără îndoială, aceea a terapiilor inovatoare, a imuno-oncologiei. Viitorul este al medicinei personalizate, cea care tratează cauza și nu efectul, și oferă tratamentul potrivit pacientului în funcție de nevoile și de boala de care suferă acesta. Se impune ca România să investească mai mult și mai adecvat în cercetare medicală și inovare în domeniul sănătății. Realizarea unei infrastructuri de cercetare-dezvoltare, în special în domeniul genomicii și medicinei personalizate, crearea unui mecanism instituțional adecvat și întărirea capacității deja existente la nivel național în acest domeniu sunt intervenții esențiale pentru îmbunătățirea experienței de tratament a pacientului oncologic. Din păcate, mortalitatea prevenibilă rămâne o problemă serioasă în ceea ce privește cancerul, iar în acest sens, educația pentru sănătate și politicile coerente de prevenție trebuie să reprezinte prioritatea zero a oricărui sistem de sănătate performant. Astăzi, avem șansa de a ne racorda la expertiza și experiențele europene pentru a reduce povara bolii și a reduce diferențele regionale prin lansarea recentă de către Comisia Europeană a Planului European de Luptă împotriva cancerului, ai căror piloni strategici pot fi adaptați realității românești. Fondurile europene reprezintă o oportunitate extraordinară pentru finanțarea ariilor prioritare ale managementului afecțiunilor oncologice, cu atât mai mult în contextul creșterii alocării și extinderii opțiunilor de finanțare din cadrul noului exercițiu financiar,
dar acestea trebuie valorificate la adevăratul lor potențial. Pentru a evita fragmentarea și dezvoltarea unor proiecte fără sustenabilitate, finanțarea în sănătate trebuie corelată însă cu o viziune strategică pe termen mediu și lung, pe mecanisme de implementare și evaluare clar definite și depinde de noi să avem inteligența instituțională de a învăța din lecțiile trecutului. Depinde de instituțiile publice să se reformeze și să pună provocările societății în centrul procesului decizional. Angajarea tuturor părților interesate, mediului academic, industrie, comunități de pacienți, societate civilă, cetățeni, decidenți în acest proces este esențială. Iar administrația prezidențială susține orice demers care contribuie la îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților oncologici. Dezbaterile, precum cele de astăzi, reprezintă, cred, o oportunitate deosebită de dialog și de identificare a direcțiilor strategice pragmatice, precum și a măsurilor curajoase care trebuie asumate în sistemul de sănătate. De aceea, permiteți-mi să felicit Fundația Renașterea pentru acest demers și să le urez mult succes. Vă mulțumesc! Bună ziua tuturor! Am ascultat, iată, mesajul doamnei conferințiar Diana Loreta Păun, care a oferit suportul administrației prezidențiale în prioritizarea cancerului pulmonar pe agenda sănătății publice din România. Așa că vă propun să începem, să facem un tur de masă virtuală așa și să începem cu răspunsul la întrebarea de ce ar trebui să fie cancerul pulmonar o prioritate din perspectiva dumneavoastră. Doamna Mihaela Gioana, începeți dumneavoastră. Ați rămas mute? Reluați, vă rog. Mă auziți acum? Da. În primul rând vreau să vă mulțumesc dumneavoastră și domnului doctor pentru că putem organiza împreună această masă rotundă. Foarte important să vorbim, să clarificăm, să ne punem prioritățile în ordine, așa cum spunea și doamna consilier prezidențial acum, pentru că este un moment de oportunitate, un moment pe care nu trebuie să-l ratăm, fiecare jucător în parte făcându-și partea lui de aducându-și partea lui de aport, să spunem. Așa cum știm cu toții, Comisia Europeană pune un mare accent pe sănătate și mai ales pe planul de cancer. Și cred că oportunitatea de a avea un comisar european care este pacient oncologic și care cunoaște lumea organizațiilor neguvernamentale, fiind președinta organizației Europa Donna, organizație internațională, este, așa cum spun, un om care cunoaște subiectul, cunoaște prin ce trece un pacient, cunoaște care sunt problemele atât la nivel național cât și la nivel european. Și am văzut în acest plan Conquering Cancer Mission Possible, în misiunea despre cancer, acești piloni de care vorbea și doamna consilier prezidențial, care se referă la prevenție, la optimizarea diagnosticului și tratamentului și la calitatea vieții pacientului. Cred că așa cum despre alte tipuri de cancer au făcut campanii de informare, campanii de conștientizare, de a face cunoscut faptul că depistat la timp multe cazuri pot fi salvate sau poate fi prelungită viața, așa cum spunea doamna consilier, mortalitatea prevenibilă este ținta noastră, mai ales a organizațiilor neguvernamentale care dezvoltă campanii de informare. Și dacă despre alte tipuri de cancer am făcut campanii care au avut rezultate, cancerul de pulmonar
a fost mai puțin adresat din punct de vedere al conștientizării, al educației, al informării. Și acest tip de cancer, pe de o parte, este extrem de frecvent, adică este numărul 1 în cancerele sau mortalitatea din cancer la bărbați și numărul 4 dintre cancerele, mortalitatea din cancer la femei. Și în plus de asta, o stigmă legată de cancerul pulmonar și aceste lucruri cred că pot fi corectate. Cred că putem, prin informare, educație, conștientizare, să creăm mai multă empatie pentru acest tip de cancer. Putem conștientiza populația că un control poate salva viața și putem face foarte mulți pași în domeniul prevenției, cum sunt campaniile antifumat sau pur și simplu informarea populației despre posibilitățile pe care le au pentru a fi sănătoasă și pentru a preveni multe din aceste boli. Mulțumim. Doamna doctor Polixenia Iorga. Bună seara. De ce să prioritizăm cancerul broncopulmonar? Pentru că este neoplazia fruntașă la mortalitate la nivel mondial, locul numărul 1. Până acum câțiva ani, ceea ce privește depistarea precoce, sau așa numitul screening, nu aveam date științifice care să ne ajute, examenul radiologic clasic nefiind util pentru screening, dar tomografia, așa zisă, low dense, adică fără substanță de contrast, s-a dovedit a fi utilă în depistarea precoce a cancerului broncopulmonar. Și atunci ar trebui realizat un program de screening la nivel național adresat grupelor de risc, în primul rând pacienții fumătorilor de 50 de ani, în vârstă de 50 de ani și cu fumători cronici, celor expuși, că expunerea la uraniu, asbest, de asemenea provoacă cancerul broncopulmonar. Și trebuie să ne ocupăm de aceasta pentru că să nu uităm, de cele mai multe ori, două treimi din pacienți sunt diagnosticați, nu numai în România, ci la nivel mondial, în stadiile local avansate sau avansate, adică metastatice, cu un prognostic prost, adică supraviețuire redusă, și da, ar trebui să facem acest screening. Și dacă nu se poate un screening organizat, să informăm populația în ceea ce privește riscurile legate de această boală și atunci, prin simpla prezentare la medicul de familie și solicitarea unui examen CT, să poată să îl facă persoanele cu risc crescut pentru cancerul broncopulmonar. Boala, cu cât este diagnosticată mai tardiv, mai avansată, determină deteriorarea calității vieții și cu implicații atât la nivel social, cât și familial. Persoanele afectate nu își mai pot efectua profesia. Viața de familie devine și ea chinuitoare și atunci prevenția și depistarea precoce sunt cele mai evidente, eficiente metode de tratament în medicină. Și apoi urmează și tratamentul împotriva bolii când acesta este impus. Dar este bine să acționăm de dinainte cu prevenție și depistare precoce. Mulțumim frumos. Domnule doctor Marujan. Cred că în ultimii 5 ani cancerul pulmonar a beneficiat în cea mai mare măsură de inovație în oncologie.
toate bazate pe o înțelegere din ce mai profundă a biologiei cancerului. Dacă urmă cu 10-15 ani erau identificați doar o puțin de o marcă, în ultima perioadă numărul acestora a devenit din ce în ce mai mare, numărul biomarkerilor cunoscuți și la fel numărul biomarkerilor acționabile, adică acei biomarkeri pentru care putem să avem o soluție de tratament. Terapiile țintite și imunoterapiile sunt de fapt cele care în ultimii 5 ani au schimbat foarte mult perspectiva în formele avansate de cancer pulmonar. Într-adevăr, cum spunea domnul doctor Polițenie Iorca mai devreme, avansul sau inovațiile în domeniul cancerului pulmonar nu țin doar de identificarea biomarkerilor, de medicina genomică și de dezvoltarea soluțiilor inovatoare de tratament, dar studiul Nelson și alte date din alte cercetări de acest tip arată, indică din ce în ce mai clar valoarea screeningului la populațiile de risc înalt. Sigur că este o provocare să vorbim despre inițierea programului de screening la populațiile de risc înalt în situația în care practic vorbim despre aceleași persoane care sunt rezistente, să spunem, la campaniile antifumat. Va trebui să găsim o cale de a le convinge, dar aici cred că experiența din alte tipuri de cancer și Fundația Renașterea, doamna Mihaela Joan a punctat foarte bine acest lucru, Fundația Renașterea are o istorie lungă și marcată de multe succese în materie de comunicare și de poziționarea temei cancerului la sân pe agenda publică. Așa cum cancerul la sân, cred că a beneficiat în cea mai mare măsură în anii 2000, oricum în decada anterioară, de pe urma inovațiilor, cred că în aceeași măsură și cancerul pulmonar poate să beneficieze acum. Dacă, așa cum și doamna consilier prezidențial a spus, vom reuși să ne conectăm cât mai mult în privința politicilor din România cu pilonii esențiali ai Planului European de Cancer. Mulțumim, domnule doctor. Trei mesaje cumva diferite, dar care au urmat aceeași direcție. Propun să venim cu un al patrulea mesaj și să ascultăm mesajul domnului profesor Achimaș Cadariu. Stimate doamne, stimați domni, permiteți-mi să vă salut și înainte de toate să-i mulțumesc doamnei președinte Mihaela Joană pentru invitație. În 2006 am pus pe masa guvernului un proiect al Planului Național Comprehensiv de Control al Cancerului, care reprezenta o primă formă a unei activități intense la care au contribuit centre de cancer, asociații de pacienți și numeroși alți participanți în efortul de a limita acest flagel, aceste patologii care domină societatea de astăzi. Sigur că ulterior lucrurile au trenat, dar apariția grupului parlamentar care s-a ocupat cu acest subiect a dat un nou imbold luptei la nivel național împotriva cancerului, astfel că ultimele întâlniri între membrii Parlamentului și specialiștii din sănătate au revigorat inițiativele în acest sens. Cred că anii care urmează vor duce la finalizarea unui prim plan în acest sens și cred că avem datoria pentru pacienții noștri de a acționa ținând cont, sigur, și de oportunitățile pe care Comisia Europeană le aduce în prim plan. Cancerul pulmonar, reprezentând una dintre primele incidențe, prima la bărbați, printre primele la femei și, de asemenea, influențând în mod negativ mortalitatea, atât la bărbați cât și la femei, reprezintă cu siguranță o patologie
care în metodologia oricărui plan de cancer reprezintă o prioritate, prin, evident, prin justificare epidemiologică, pe de o parte. Pe de altă parte, un număr important dintre cancerele pulmonare sunt diagnosticate în stadii avansate, deci din nou trebuie să acționăm în două sensuri, pe de o parte în depistare precoce și pe de cealaltă parte în a identifica toate resursele terapeutice disponibile în acest moment la nivel european și mondial pentru a-i putea ajuta pe pacienții noștri. Altfel, sigur că identificarea precoce a cancerelor reprezintă un deziderat în numeroase localizări pe care le tratăm. Vă mulțumesc! Am ascultat mesajul domnului profesor Achimaș Cadariu. Cred că datele oferite de dumnealui răspund foarte clar la întrebarea de ce cancerul ar trebui să fie o prioritate în sistemul de sănătate din România. Și v-aș întreba, doamna doctor Polixenia Iorga, cum s-a schimbat managementul cancerului pulmonar în ultimii ani? În ultimii ani am asistat la o diversificare a tratamentului cancerului broncopulmonar. Avem acces la terapiile țintite, de asemenea la imunoterapie, pe lângă tratamentul clasic chimioterapia. Dar trebuie menționat că aceste tratamente nu vindecă pe toată lumea. Și, de exemplu, pentru imunoterapie, asta înseamnă o cincime din pacienți că pot fi supraviețuitori îndelungați, adică supraviețuire pentru boala metastatică de câțiva ani de zile. Neputând face o paralelă între supraviețuirea prin cancerul de sân și cel pulmonar, adică sunt lucruri total diferite în ceea ce privește supraviețuirea. E de asemenea terapia țintită, care poate asigura terapia de linie întâi, poate asigura o evoluție controlată a bolii pe o perioadă de 2-3 ani. Se adresează de asemenea unui procent mic de pacienți, 20%. Deci rămân destul de multe cazuri care nu răspund la terapie și care nu beneficiază de o supraviețuire îndelungată după diagnosticul de cancer broncopulmonar și tratamentul actual care este la dispoziție în România și care se apropie destul de mult de cel din ghidurile internaționale, adică nu există o diferență atât de mare cum exista în urmă cu 15 ani sau, ca să nu mai spun, am apucat eu de rezidențiat în urmă cu 20 de ani. Deci lucrurile s-au schimbat în bine, dar este loc și de mai bine. Și nu numai pentru boala metastatică s-au schimbat lucrurile, în curând vom avea tratamente inclusiv cu imunoterapie pentru boala locală avansată, pacienții cu stadiu 3B care au efectuat radiochimioterapie și au răspuns la acest tratament combinat vor putea urma în curând un tratament cu imunoterapie, un tratament de menținere pe durata a unui an. Deci lucrurile se schimbă în România în permanență în ceea ce privește tratamentul cancerului broncopulmonar și destul de aproape de ceea ce se întâmplă la nivel mondial. Rămânem la această idee de schimbare și aș spune că dumneavoastră, domnule doctor Marius Ceantă, ați participat la majoritatea meselor rotunde care s-au făcut pe baza raportului The Economist Intelligence Unit, la care a participat și doamna doctor Polixenia Iorga. Și v-aș ruga să ne vorbiți despre traseul pacientului cancer broncopulmonar în sistemul de sănătate din România. Într-adevăr,
anul trecut raportul The Economist, o analiză asupra politicilor în mai multe țări în legătură cu cancerul pulmonar, a fost prima dată discutat cu experții din România și apoi lansat, iar în acest an, cum a spus Adriana, am fost implicați împreună cu lideri de opinie în 4 întâlniri online, dar regionale, paradoxal, pe această temă, încercând să înțelegem care sunt provocările la nivel local și care este traseul pacientului și mai ales cum ar putea să fie îmbunătățit acest traseu. Sigur, punând opiniile experților cap la cap, corelând aceste opinii cu datele disponibile, am constatat că traseul pacientului, din păcate, în sistemul de sănătate din România este mult, mult prea lung. Discutăm despre 20 până la 24 de săptămâni de când apar primele simptome și până când persoana respectivă are acces la tratament. Sigur, vorbim despre formele avansate de boală pentru acest termen de 20-24 de săptămâni, în condițiile în care acel timpul standard, să spunem, pentru diagnosticare și pentru acces la tratament sau pentru infirmarea diagnosticului ar trebui să fie undeva între 4 și 6 săptămâni. Sigur că aceste procese pot să fie optimizate. De fapt, cred că asta ar trebui să fie una dintre priorități, pentru că, așa cum spunea și doamna doctor Polisenia Iorca, avem soluții din ce în ce mai multe, sigur că e loc de mai bine, dar avem soluții inovatoare la dispoziție, numai că valoarea maximă a acestora o putem atinge prin o organizare optimă a serviciilor medicale. Am constatat mult prea des și, cum să spun, aceste constatări sunt incluse în acest termen lung de 20-24 de săptămâni, de cât durează traseul pacientului. Am constatat cum organizarea deficitară, să spunem, a serviciilor de sănătate și dialogul sau comunicarea deficitară între diverse tipuri de specialiști sau instituții, de fapt, duce la această întârziere. Sper ca Planul Național de Cancer, în primul rând, să existe, este și una dintre recomandările de Economist Intelligence Unit, și apoi să ne ajute să scurtăm acest timp, acest traseu al pacientului, de când apar primele simptome și până când are acces la tratamentul care îi se potrivește. Mulțumim, domnule doctor Magiceanto. Propun ca, înainte de a continua discuția, să vedem și ultimul mesaj din seara aceasta, cel al domnului profesor Alexandru Rafila. Pandemia cu SARS-CoV-2 reprezintă o amenințare severă pentru sute de milioane de vieți în lume. Vindecarea completă a infecției se bazează în mare măsură pe sistemul imunitar, ceea ce devine în special o provocare pentru pacienții cu cancer, a căror imunitate este în general compromisă. Pandemia COVID-19 a impus o provocare critică pentru îngrijirea și practicile oncologice actuale, inclusiv pentru diagnosticul și tratamentul întârziat. Odată cu creșterea riscului ca pacienții cu cancer să dobândească infecții cu SARS-CoV-2 în timpul îngrijirilor esențiale, a trebuit să fie introduse proceduri cu privire la modul de echilibrare a factorilor de risc și a beneficiilor pentru îngerțele oncologice la această categorie de pacienți. Reorganizarea activităților de diagnostic și a modalităților de tratament în funcție de pacient și în funcție de specificitatea cancerului trebuie să țină cont de minimalizarea expunerii la infecție. Comunitatea oncologică din România trebuie să fie unită pentru a partaja bunele practici, schemele de terapie și cele mai bune orientări posibile pentru a ajuta pacienții cu cancer și pentru a prioritiza protocoalele de terapie. Dobândirea de cunoștințe actualizate referitoare la COVID-19 a celor care lucrează în oncologie și la colaborarea cu medicii epidemiologi, care să permită restructurarea cadrului general, prioritizarea îngrijirii cancerului și utilizarea resurselor disponibile, sunt esențiale. Este esențială de asemenea testarea periodică a personalului medical care lucrează în secțiile și facilitățile de oncologie, dar și testarea și planificarea pacienților care vin pentru diagnostic și tratament oncologic, încât riscul de infectare să rămână foarte redus
iar succesul terapeutic să poată să fie menținut. A fost mesajul domnului profesor Alexandru Rafila, care a vorbit despre situația actuală și dificultățile pe care le întâmpină pacienții oncologici în acesta. Doamna Mihaela John, cum percepeți dumneavoastră prioritizarea acestor pacienți în contextul actual? Văzut noi din mesajele și pacienții care ni s-au adresat, este evident că pacienții oncologici au avut de suferit. Pe de o parte, au fost amânate intervenții tale, pe de altă parte, a fost teama lor de a merge și a continua tratamentul. Iar despre prevenție, ce să vorbim, a fost practic inexistentă. Iar aceste lucruri se vor acumula și ne vom, cum să spun, lovi de această problemă, cazuri mai multe, cazuri mai avansate, când le vom depista. Bineînțeles că este o criză, o criză sanitară. Aceasta trebuie adresată și mă bucur că există recomandări și că mesajul domnului profesor Rafila a fost, cum să spun, încurajator în sensul că sunt norme care se implementează și comunitatea oncologică se unește în a colaborează pentru a oferi servicii medicale pacienților oncologici. Putem gestiona 3 luni, 6 luni de întârziere, amânări, dar vedem că această criză se prelungește. În februarie vom împlini un an de zile de când suntem în criză, în lockdown, în situație de alertă, de urgență și așa mai departe și trebuie să găsim soluții pentru pacienții oncologici. Este mult prea mult timp să așteptăm un an de zile sau peste un an de zile. În ce privește practic cele trei mesaje de astăzi, eu sunt foarte optimistă și cred că este un moment prielnic pentru a pune ordine și pentru a dezvolta, a face pași în punerea pe, știu eu, ca subiecte de prioritate, cancerul pulmonar, pentru că este o mare problemă, și optimizarea accesului pacienților la diagnostic, la tratament, scurtarea timpilor traseului pacientului, așa cum spunea domnul doctor Geantă. Este clar că este o situație dificilă, este o criză sanitară care a venit peste un sistem sanitar în România care lăsa de dorit și trebuie să ne mobilizăm cu toții, să încercăm să oferim măcar servicii absolut necesare de bază pacienților. Mulțumim, doamna doctor Polixenia Iurga. Aceeași întrebare și pentru dumneavoastră. Cum vedeți prioritizarea pacienților cu cancer pulmonar în actuala pandemie? Ceea ce pot să spun este că ne-am asigurat tratamentele tuturor pacienților care s-au prezentat, pacienții aflați la noi în evidență și au continuat tratamentele fără întrerupere pe toată această perioadă. Problema se pune pentru pacienții care ar trebui diagnosticați, pentru că numărul cazurilor noi s-a redus treptat datorită acestei pandemii, având în vedere că diagnosticul pentru cancerul broncopulmonar presupune în cele mai multe cazuri o manevră invazivă, broncoscopia cu biopsie,
și cu riscuri de contaminare pentru operator, pentru medicul pneumolog cu competență în bronhoscopie. Nu trebuie uitat faptul că medicii care efectuează bronhoscopii în România sunt insuficienți și de asemenea lipsa aparaturii. Oricum, dacă ar fi aparatură, nu am avea specialiști suficienți. Deci aceste două lucruri trebuie îmbunătățite. De asemenea, asistența medicală primară, să-i spunem, pentru că de cele mai multe ori viitorul pacient ajunge la medicul de familie, acesta să fie mult mai conștientizat în faptul că sub un simptom banal, o tuse sau, să spunem, o durere la nivelul umărului care nu trece de 2, 3, 4 săptămâni, poate să ascundă un cancer și îndrume pacientul ori către un medic specialist, ori să efectueze investigații și pacienții să-și înfrângă teama, pentru că majoritatea se rezintă pentru prima consultație după o perioadă de 2-3 luni de simptomatologie. Și aceasta contribuie, pentru că ajungi la medicul de familie și tot traseul pacientului devine datorită faptului, perioada de latență în care stă acasă, mă gândesc sau nu la medic, lasă că îmi trece. Și nu se întâmplă numai pentru cei care nu sunt diagnosticați. Nu știu, cred că noi românii avem genetic, că domnule, lasă să mai stau că îmi trece. Sunt pacienți care fac tratamente și spun, dacă vă apare ceva de efect secundar, stați acasă, veniți a doua, a treia zi, nu contează. Nu vin peste 10 zile când se simt extrem de rău. Și așa bănuiesc că se întâmplă și în partea de diagnostic. Ai o suferință, uneori o treci cu vederea, dar dacă vezi că persistă, să meargă la medic, nu are rost să mai aștepți încă o lună, ai stat o lună. Că timpul ăsta se adună în defavoarea pacientului, pentru că procedura de diagnostic implică multe etape, bronhoscopie, investigații imagistice, tomografie, toate se fac cu programări. Nu se poate de azi pe mâine pentru toată lumea. Ar trebui să fie aproape, nu știu, cât un specialist pentru fie persoană din România, este imposibil. Cu pandemia lucrurile s-au restricționat și mai mult, că trebuie cu COVID, e iarăși o perioadă, faptul că trebuie respectate cu strict toate normele de dezinfecție a aparaturii și așa, asta impune o latență între numărul de pacienți. Și tratamente, eu cred că se asigură peste tot în România, sau cel puțin așa îmi place să cred, în ceea ce privește partea de oncologie, adică acolo accesul trebuie să fie greoi. Și în câteva zile toată lumea să fie pe un tratament. Problema e să fie toate investigațiile necesare unui diagnostic complet. Că pe lângă obținerea biopsiei avem nevoie și de testele moleculare. Și îmi vine în minte situația unui pacient, o știu foarte clar acum, pentru că am făcut o prezentare de caz. Deci undeva în luna iunie 2019 a simțit că tușește, a mai tușit cu sute hemoptoid. Abia la începutul lunii august s-a plântat la medic, a efectuat o tomografie care ridica suspiciunea unei neoplazii, dar bronhoscopia a fost fără elemente maligne, deci nu a stabilit diagnostic, a primit tratament, recomandare să facă reevaluările imagistice după o lună.
și abia la începutul lunii septembrie ajunge, deci peste o lună ajunge în serviciu de chirurgie toracică, efectuează o mediastinoscopie și avem un diagnostic. Ajunge undeva la începutul lunii februarie la oncologie, nu avea testele moleculare făcute. Primi recomandarea și tratamentul a putut fi început abia pe 7 noiembrie. Dacă ne gândim de mine, 5 luni până când a început tratamentul. În astea, aproape jumătate a fost perioada în care s-a gândit dacă să se prezinte la medic sau nu. Deci este un aspect foarte important că atunci orice simptom, cât de banal pare, care persistă o două săptămâni, neapărat de mers la medic. Și da, Vă rog, continuați ideea. Care nu s-au prezentat la tratament, că nu i-a lăsat familia de frica virusului, zile în care în România, pentru toți pacienții aflați în curs de tratament, toți pacienții oncologici, testarea sarcografică se face înaintea fiecărei administrări. Și accesul în sala de tratament este strict pentru pacienții SARS-CoV negativ. Totuși au ieșit în cazul spitalului nostru puțin, deci eu pot să-i număr pe degetele de la o mână pe cei pe care au renunțat la mai prezent tratament acestui virus. Da, un mesaj extrem de important, așa cum am auzit în această perioadă, nu amânați și prezentați-vă la medic atunci când apar simptome că ceva nu este în regulă și se aplică nu doar pentru cancere, ci și pentru bolile cardiovasculare și tot felul de afecțiuni. Aș întoarce acum către proiectele care se desfășoară la nivel european, care reprezintă reale oportunități pentru România, pentru pacienții oncologici din România. Pe 4 februarie, la începutul anului acesta, când încă nu era clar dacă se va declara pandemie, care este situația, a fost lansată consultarea publică pentru Planul European de Control al Cancerului. Doamna Mihaela Geană, vorbiți-ne puțin despre aceste inițiative la nivel european și cum pot aduce ele un beneficiu. Este clar că, așa cum spuneam, este un moment propice. Lucrurile pe care noi ne-am concentrat au fost recomandările care, la care noi, ca fundație și având în vedere activitatea pe care am desfășurat-o în ultimii 20 de ani, lucruri la care noi putem contribui. Bineînțeles că văd aceste activități și proiecte care s-ar desfășura în România ar fi foarte util și că ar fi mult mai eficiente dacă am reușit să realizăm o colaborare, o cooperare, așa cum spunea și doamna consilier prezidențial, între organizații neguvernamentale, asociații de pacienți, specialiști, autoritățile publice, legislativ. Și cred că este un moment propice, cum vă spuneam, având în vedere că domnul Achimaș Cadariu va fi în Comisia de Sănătate, în Camera Deputaților și are acest scop, acest țel cu care vine în politică de a implementa planul de cancer în România. Pe de altă parte, cred că foarte mulți dintre jucătorii din acest domeniu au înțeles că împreună, colaborând, putem realiza proiecte mult mai eficiente. De asemenea, este păcat să facem de mai multe ori același lucru, să repetăm eforturi în loc să punem împreună ce face fiecare. Și
Noi ne-am concentrat, să spunem, pe câteva dintre recomandări și m-aș referi la inițiativa europeană pentru a înțelege cancerul, care este recomandarea numărul 1, cercetarea pentru identificarea riscurilor, și aici este un domeniu foarte interesant, optimizarea și dezvoltarea programelor de screening. Aici cred că noi ca țară avem extrem de mult de făcut și vorbind, comparând ceea ce există în România și ce există în alte țări europene în ce privește prevenția sau programele de screening, cred că micșorarea diferențelor între România și țările membre europene în ce privește accesul la diagnostic, accesul la tratament, accesul la medicină personalizată, trebuie să fie pentru noi o prioritate. Și cred că este o oportunitate pentru că vor fi și resurse financiare în acest domeniu și, așa cum spuneam, un efort de echipă ne poate duce la succes. Și în ce privește intervenția doamnei doctor Polixenia Iorga, cred că, așa cum spunea și dânsa, campanii de informare, de educare pentru populația largă și apoi țintit către populația la risc sunt foarte importante. Pe noi ne ține puțin în urmă și mentalitatea noastră, care este o particularitate probabil a românilor sau oricum este mai accentuată în România, aceea de a nu merge la medic decât când simțim probleme sau decât atunci când nu se mai poate. Cred că domnul doctor Marius Geantă este în măsură să ne spună mult mai multe despre toate celelalte recomandări ale Comisiei Europene. Eu m-am referit, să spunem așa, la partea de comunicare și de acces, lucruri cu care Fundația Renașterea s-a ocupat și sper să ne ocupăm în continuare. Aș continua ideea dumneavoastră și mulțumesc pentru provocare. Într-adevăr, vorbim despre prioritizarea cancerului pulmonar, despre prioritizarea cancerului în contextul COVID, ceea ce nu ne-am fi imaginat în urmă cu un an de zile. Și avem marea șansă ca această temă, cancerul, să se afle foarte sus pe agenda europeană. Nu mai e nevoie să lucrăm pentru a o poziționa foarte sus. Iar misiunea pentru cancer și planul european pentru cancer cred că reprezintă două oportunități și două, cum să spun, două framework-uri extrem de utile și care sper să ne inspire și pe noi în plan național. Într-adevăr, recomandările misiunii pentru cancer sunt marcate de viziune în mod clar și pe lângă temele pe care le-ați menționat, doamna Joana, mai devreme, sunt alte aspecte provocatoare, m-aș referi la două sau trei dintre ele. Una dintre recomandări se referă la medicina personalizată pentru toți pacienții cu cancer. În mod evident, nu fiecare tip de cancer poate să beneficieze în aceeași măsură de medicina genomică sau de date, dar principiul de a aduce medicina personalizată la nivelul fiecărui pacient reprezintă în sine o provocare pentru sistemele de sănătate și pentru practica medicală. A doua chestiune ține de crearea unui spațiu european de date pentru pacienții cu cancer și, în general, pentru cetățenii europeni. Aceasta este o schimbare majoră, reprezintă o schimbare majoră și, deopotrivă, o oportunitate în condițiile în care, sigur, sunt sisteme de sănătate care încă nu sunt complet digitalizate sau sunt departe de a fi digitalizate sau nu folosesc în mod eficient datele. Iar a treia componentă la care aș vrea să mă refer e reprezentată de așa numitele Innovation Hubs sau Living Labs,
sunt concepte legate de cercetarea în oncologie în acest caz. Există această recomandare a Cancer Mission Board ca fiecare stat membru să dezvolte unul sau mai multe astfel de laboratoare Living Labs, în care să se testeze soluții inovatoare pe tot continuumul cancerului, de la prevenție, screening, diagnostic, tratament, calitatea vieții și aftercare. De ce atât de important? Pentru că realitățile diferă de la o țară la alta și de multe ori diferă și în interiorul unei țări. Sunt factori, pentru că am vorbit despre prevenție, despre prezentarea tardivă la medic, sunt multipli factori care influențează aceste comportamente, sunt atitudini, percepții, convingeri și alte lucruri care țin de mediu, de mediu de rezidență a unei persoane, urban mare, urban mic, mediu rural. Toți acești factori trebuie luați în calcul pentru a putea să implementăm, ceea ce spuneam mai devreme, această abordare personalizată, a spune eu, nu doar a pacientului cu cancer, dar și o abordare personalizată în privința prevenției și a screening-ului. Vreau să accentuez ideea de colaborare, cred că este esențială în anii care urmează. Există, pe lângă actorii publici, există actori privați, există actori non-profit care pot să contribuie la schimbarea situației, îmbunătățirea situației cancerului în România. Mulțumim, domnule doctor Maricianta. Ne apropiem de finalul emisiunii și o să vă rog ca în încheiere să transmiteți un mesaj din perspectiva prioritizării cancerului pulmonar în sistemul de sănătate din România. Vă voi da dumneavoastră, doamna doctor Polixenia Iorga, prima dată cuvântul. Iar până vă luați câteva secunde să vă gândiți la mesaj, o să spun că toate aceste date, proiecte despre care s-a discutat în aceste 50 și ceva de minute, incredibil, chiar a trecut, n-am simțit cum a trecut timpul, le găsiți pe raportul de gardă.ro, iar noi, alături de Centrul pentru Inovație în Medicină, susținem comunicarea pe aceste teme și pe setarea cancerului ca o prioritate în sistemul de sănătate din România. Doamna doctor Polixenia Iorga, aveți cuvântul? Sigur că da. Revin la ideea principală că prevenția și depistarea precoce este pilonul cel mai important al medicinei. Să nu uităm, costurile sunt mult reduse față de ce înseamnă un tratament inovativ pentru boala avansată și asta este valabil pentru orice patologie, nu numai pentru patologia oncologică, nu numai afecțiunile oncologice, orice. Și atunci, la baza sistemului de sănătate din România, acest pilon screening și prevenție împreună trebuie să fie pilonul de bază. Mulțumim frumos! Doamna Mihaela John. Mesajul meu pentru cei care ne privesc este acela de a încerca fiecare dintre noi să ne informăm, să ne informăm din surse credibile, susținute științific, pentru a fi cum să prevenim și cum să păstrăm sănătatea noastră și a familiilor noastre. Cred că este esențial să fim deschiși la mesajele care vor fi transmise în perioada următoare și în anii care vin, pentru că sunt convinsă că acești ani vor fi o oportunitate pentru ca noi, ca nație, să creștem din punct de vedere al educației sanitare și al capacității fiecăruia de a-și păstra sănătatea. Așa este. Mulțumim. Domnule doctor Maricianta. Eu sunt optimist. Sunt optimist pentru că eu cred că suntem într-un moment fără precedent din perspectiva oportunităților și a ceea ce putem să îmbunătățim în managementul cancerului în sistemul de sănătate din România.
Un alt mesaj important și l-ați mai auzit de la mine, aș vrea să facem din inovația în oncologie, oncologia e area care a beneficiat cel mai mult de inovație în ultimii ani, să facem așadar din inovație un factor care să scadă acest gap între est și vest sau între diverse regiuni din interiorul unei țări. Ar fi păcat ca de aceste inovații incredibile, incrementale, să nu beneficieze toți cei care au nevoie de ele. Că vorbim despre diagnostic, tratament sau screening sau mijloace moderne de prevenție prin utilizarea datelor. E foarte important, e important să ne uităm la acest aspect. Nu aș vrea să închei înainte de mulțumi domnului dr. Iorga pentru această conversație din această seară, domnule Mihaela Joană și Fundației Renașterea, pentru că ați catalizat această întâlnire virtuală și de asemenea m-am bucurat să aud cele trei intervenții, doamna consilier prezidențial Diana Păun, domnul profesor Afila și domnul profesor Achimaș Cădariu. Cred că a fost o seară foarte bună și o încheiere, cred, la fel de reușită acestui an din perspectiva cancerului. Așa este, nu pot decât să vă dau dreptate. Ați făcut o încheiere perfectă în acest context. Vă mulțumesc și vă mulțumesc și dumneavoastră, doamna dr. Polixenia Iorga și dumneavoastră, doamna Mihaela Joană. Discuția noastră se încheie aici, dar vor mai fi discuții pe această temă cu siguranță. Continuăm eforturile și în noul an, care să sperăm că va fi mai bun din mai multe puncte de vedere. Mulțumesc. Și ne revedem în dezbaterii viitoare, cu siguranță.